Și acum urmează prezentarea lui Dragoș, dacă mă ajută Andreea un pic. Se pare că nu o să mai facem poză de networking, pauză de networking, dar o să rămânem la final mai mult. Cine vrea să mai vorbească, poate să rămână să mă dea o bere, un suc, ceva. Ok, eu o să am o prezentare despre campanii PPC pentru copii. Este o prezentare poate puțin mai abstractă, nu vorbesc foarte mult de cuvinte cheie, de cuvinte cheie negative, de cum alegi cuvintele cheie, cum faci anunțurile, ce site-uri adaugi la campania de display. Noi vorbim mai mult despre strategie. Da. Mai am, cred că mai am alte lucruri care pot să le spun. Nu totul stă în cuvinte cheie. Bun, înainte să fac o scurtă prezentare despre mine, numele meu este Dragoș, așa cum v-am spus. De 3 ani lucrez în marketing online, de aproape 2 ani la Web Digital. În prezent peste 150 de conturi am manageriat din 100 de domenii diferite, printre care și multe conturi legate de acest domeniu, pericultură. Și acum haideți să vă prezint structura acestei prezentări. Primul vom vorbi despre o strategie inițială, da? Despre timeline-uri și costuri pentru un copil, da? Că vorbeam despre piața, despre cât costă un copil și care este piața de pericultură din România. Și mai apoi urmează pașii. Am vrut să fac o prezentare de la momentul în care te hotărăști să faci un copil, până când acel copil, să spunem că începe să meargă pe picioarele lui. Cam asta este timeline-ul pe care vreau să analizez în această prezentare. Bun, vorbim despre strategie inițială, da? Ce avem noi aici? În primul rând, avem o familie. Am zis că dacă ar fi să vorbesc despre o strategie de campanie pay-per-click marketing, să aleg o familie, da? Să încerc să personalizez un pic această strategie. Ei se cheamă Iftimie și Varvara Pătrăulea, da? Familia Pătrăulea, o familie fericită, copil. Tinerei și dornici de a face un copil, un, nu știu, aralambie, să spunem. Da? Ok. Haideți să vedem în primul rând scenariul de la care plecăm, da? Cine ești tu? Ești un magazin online, da? Care vinde produse pentru copii, să spunem toate produsele pentru copii. Da? Ce buget de promovare ai? Nelimitat, nu contează bani, nu sunt o problemă pentru mine. Și atât, clientul Web Digital. Atât, bineînțeles, ca orice client Web Digital. Nu e adevărat. Nelimitat, atât timp când ne îndeplinim obiectivul. Da? Care este publicul țintă, așa cum am spus, familia Pătrăulea. Da? Și cine este această familie Pătrăulea? Păi, primul, este o familie care locuiește în mediul urban. Sunt căsătoriți de 3 luni și se grăbesc să facă un copil. Da? Iată, știu ce vor, sunt oameni hotărâți. Da? Venituri peste medii, studii superioare și nu sunt heavy user de internet, sunt normal internet user. Bun, hai să vedem ce avem noi ca și resurse. Da? În primul rând avem o pagină de Facebook care nu are niciun like, din păcate, da? Doar probabil ownerul de magazin și angajații au dat like-uri, deci 0 like-uri. Avem un magazin online, avem un blog și avem un newsletter săptămânal, da? Pe care îl trimitem cu newsletter. Ok, ce canale de promovare vreți să folosiți? Bineînțeles că dacă avem un buget nelimitat, vrem să le folosim pe toate, da? De la search, display, remarketing, campanii video, campanii pe mobile, cât și tot ce ține de Facebook, plus retargetarea prin ad-ul la utilizatorilor care au intrat pe site și mai apoi să retargetăm pe Facebook. Haideți să vedem un pic timeline-ul, da? Să vedem care este perioada pe care o analizăm, da, în această strategie și, bineînțeles, poate mai important, care sunt costurile. Hai să vedem, în primul rând, timeline-ul, da? Există o prima perioadă, între 0 și 3 luni, am spus, T0, T3 am putea să spunem, este perioada în care Varvara spune că vrea un copil, da? Vrea un mic harpalet în viața noastră. Ok, în această perioadă există anumite discuții, da, ok, dacă vrem un copil, dacă ne permitem și așa mai departe. După aceea iau decizia și se hotărăsc să aibă un copil și fericitul eveniment se întâmplă, da, după 3 luni de la T0. Varvara rămâne însărcinată. După aceea urmează o perioadă de 9 luni, bineînțeles, în care Varvara este însărcinată și după 9 luni apare harpalete în viața lor.
După ce apare Harpalete, viața lor este o perioadă, o primă lună, un honeymoon sau poate mai degrabă un hell moon, da? În care dau de foarte multe probleme legate de un copil, da? Cât de greu este să-l crești pe Harpalete. Mai apoi, după ce se mai dezmeticesc, urmează perioada în care copilul mănâncă, dar aștept să mănânce tot din parcurie ca să crească mare, să fie un Harpalete bănic. Și nu în ultimul rând, problemele destul de serioase, da? Apar în momentul în care copilul începe să meargă, da? Și haosul se instalează în casa familiei, casa familiei Pătrăulea. Haideți să luăm pe puncte, să vedem în funcție de etape care ar fi costurile. Cea mai ieftină etapă este prima etapă, cea în care Varvara spune că vrea un copil. Nu o costă nimic să spună că vrea un copil. Nu există costuri zero, poate chiar minus. Apar anumite bani care nu mai cheltuiești pe anumite lucruri. Ok, hai să vorbim de etapa a doua, etapa în care apare proiectul bebe, da? Proiectul Harpalete. Rămâne însărcinată, da? Aici există practic două etape principale în această perioadă. E prima etapă, între 0 și 3 luni, când încă nu te gândești să cumperi lucruri, în principal faci un research, da? Eventual cumperi câteva cărți, nu știu, mama și copilul, și alte astfel de cărți în care vezi cum trebuie să crești un copil și primești alte astfel de sfaturi. Și există și a doua etapă, cea de la 3 luni încolo, 3-8 luni, când deja te gândești la lucrurile pe care trebuie să le cumperi și să le ai deja în momentul în care Harpalete ajunge acasă, da? Aici ar fi jucării și hăinuțe, da? Lucruri care nu sunt neapărat esențiale, hai să spunem jucăriile nu sunt neapărat esențiale, dar nu ai cum în momentul în care știi că o să ai un copil să nu cumperi diverse jucării. Și foarte important, pătuțul pentru copii și alte accesorii pentru pătuțul copilului. Am estimat eu costuri de aproximativ 1200 de lei, 2000 de lei, dar costuri medii, da, medii spre low am mers. Ce costuri de paralize medicale? Poftim? Nu, sunt doar trei costurile pe care le-am pus, doar cheltuielile pe care le-am pus acolo. Site-ul nostru nu vinde și analize medicale, nu vinde și celule STEM, nu vinde multe lucruri. Da. Nu, din păcate nu pot să le ai pe toate. Ok, după aceea a apărut copilul. În momentul în care a apărut copilul, trebuie neapărat să ai interfon, da? Pentru că nu poți să stai 24/24 cu acel copil. Ai nevoie de un scaun auto pentru copil, de un cărucior, bineînțeles geanta mamei și inevitabilele scutece și alte accesorii de igienă. Această etapă este un pic mai scumpă, undeva la 2500 până la 5000 de lei. Bineînțeles, nu există până la 5000 de lei, se poate duce spre infinit ușor, în funcție și de bugetul pe care îl are familia. După aceea urmează honeymoon, da? Prima lună, în care din nou trebuie haine, trebuie jucării, trebuie lapte pentru copii și, bineînțeles, accesoriile de igienă. Între 500 și 1500 de lei sunt oarecum cheltuieli generale, dar nu sunt lucrurile extraordinare pe care trebuie să le cumpăr în această etapă. Ei, și apare etapa în care copilul începe să mănânce, da? Etapa în care ar trebui să-i cumpere un scaun din care să stea să mănânce, de asemenea accesorii de bucătărie, mă rog, accesorii pentru mâncarea copilului, accesorii de dentiție și ce ar mai fi, bineînțeles, hainele și jucăriile pe care le cumperi tot timpul. Bun, ajungem în etapa 6 și ultima etapă este etapa în care copilul învață să meargă și este poate cea mai periculoasă etapă și stresantă pentru părinți. Am auzit, nu sunt în cauză, dar am auzit și am văzut, da, doar în vizită trecând, mi-e obositor. Ok, aici ai nevoie de premergător, ai nevoie de bariere de securitate, da, pentru anumite încăperi unde nu ai vrea să ajungă. Un țar pentru copil și protecție pentru prize, colțuri și alte astfel de lucruri. Aici costurile sunt undeva între 1500 și 2500 de lei. Bineînțeles, pot urca sau pot fi mai mici în funcție de produsele pe care le cumperi.
Foarte important, deci știu că prețurile pe care le-am pus sunt estimative și sunt pentru produse noi, nu produse second hand. Ok, bun. Deci dacă ar fi să facem un calcul, un copil te-ar costa în primul an și jumătate, cam așa, cam între 6.700 de lei și 13.000 de lei. Minim. Asta este un prag minim. Da, am vrut să nu vă sperii foarte tare. Ok, deci destul de scumpă berea aceea în plus. Și acum haideți să vedem ce facem, da? În prima etapă. În etapa în care Barbara spune că vrea un copil, da? Hai să vedem ce canal de comunicare avem, da? Ce canale de promovare folosim, pentru că folosim și de canale de promovare inclusiv în această etapă, chiar dacă nu este încă decisă că vrea acel copil, există acea sămânță implantată că vrea un copil și să vedem ce obiective avem, da? Canale de comunicare avem doar blogul și pagina de Facebook. Pentru început sunt practic canale prin care nu vinzi ceva, da? Ci doar oferi anumite informații utilizatorului. Ca și canal de promovare folosim Google Search, Facebook Ads, ad-uri tradiționale, iar ca obiective în această primă etapă ar fi de abonare la newsletter, da? Și like la pagina noastră de Facebook să intre în comunitatea magazinului nostru online. Haideți să vedem cum facem la nivel de strategie. Pentru campanii de search ar trebui să mergeți pe cuvinte non-comerciale, cuvinte care sunt foarte ieftine și vă aduc un trafic foarte mare și să trimiteți către categorii de articole din site în funcție de cuvintele cheie pe care le-ați ales. Sunt cuvinte potrivite și vreau să am un copil, vreau să am un bebeluș, vreau să rămân gravidă sau cum rămân gravidă, sunt cuvinte cheie non-comerciale care aduc trafic, pot aduce trafic de calitate. Asta, bineînțeles, dacă și pe blog aveți articole în care vorbiți despre acele lucruri. Iar Facebook este tradițional, pentru o pagină de Facebook, așa cum v-am spus, cu 0 like-uri, ar trebui în primul rând să faceți ad-uri tradiționale, nu campanie de like-uri în care să targetați doar prietenii angajaților acelui magazin online, ci o campanie tradițională în care explicați motivul pentru care trebuie să dea like, motivul pentru care trebuie să intre în comunitatea voastră și, foarte, foarte important, puteți alege audiența corectă pentru pagina voastră de Facebook. Nu știu, aici mă gândesc, poate puteți targeta persoanele care sunt logodite sau care sunt căsătorite și nu au copii, sunt probabil persoane în targetul vostru pentru această etapă. Ok, și trecem la etapa a doua, în care Barbara a rămas însărcinată și să vedem acum ce canale de comunicare folosim. În primul rând folosim blogul, pagina de Facebook și din nou și acum introducem și site-ul. La nivel de canal de promovare avem search, remarketing, ad-uri tradiționale și sponsored pentru engagement mai mare al fanilor. Iar la nivel de obiective avem completare chestionar, prezentare site, să intre în legătură cu site-ul, să vadă și site-ul și adăugarea în wishlist. Ok, cum facem aceste lucruri? În primul rând, deci am pus acolo ca obiectiv completarea chestionarului. Ar fi foarte bine să știți cât mai multe lucruri despre utilizatorii voștri. Nu încercați doar să vindeți punctual un produs și apoi să pierdeți legătura cu utilizatorul respectiv. Este bine să cunoașteți cât mai multe din, nu știu, poate venitul pe care îl are, poate dorințele pe care le are, poate ce copil vrea, poate vrea o fată, vrea un băiețel. Sunt lucruri care contează și ar fi bine să le aflați în urma unui chestionar. Și de asemenea, adăugarea în wishlist poate fi foarte utilă. Nu trebuie să-i spuneți că ar trebui să cumpere ceva de pe site, ci doar să adauge în wishlist ca să vedeți cam care ar fi produsul de care ar avea nevoie un părinte. Haideți să vedem la nivel de strategie. În primul rând, campania de search ar trebui împărțită pe două paliere diferite. În primul rând, o campanie tot pe cuvinte non-comerciale, cu un call to action legat de completarea chestionarului. Vă interesează să completeze acel chestionar, bineînțeles, nu gratuit, ci ar trebui să-i oferiți un anumit incentiv pentru completarea chestionarului respectiv, eventual jucării sau cărți, da? Pentru că în orice etapă, orice etapă care urmează de aici încolo, părinții vor avea nevoie de jucării, da? Copiii se plictisesc repede de jucării, așa că orice jucărie nouă e binevenită.
A doua campanie, o campanie de search pe cuvinte generale, da, legate de creșterea copilului, tot la fel. Puteți merge și în direcția de forumuri, ar fi o direcție ok. Da? Aici call to action este de adăugare în wishlist, da? Ca să intre în legătură cu site-ul vostru, să vă cunoască site-ul și să vadă produsele, în primul rând, să vadă multitudinea, varietatea de produse, iar voi puteți afla din această campanie, puteți vedea cam care este nevoia utilizatorului respectiv, ce ar vrea să cumpere. Foarte important să-i spuneți că nu trebuie să cumpere, ci doar să adauge în wishlist, bineînțeles, cu un incentiv, da? Eventual o tombolă, un concurs în care se poate, nu știu, poate să câștige tot acel wishlist gratuit. Da? Astfel va adăuga probabil mai multe produse și veți afla mai multe lucruri despre utilizatori. Ok, când vorbim despre campanie de remarketing, ar trebui să știți că încă din momentul în care faceți acel chestionar, ar trebui ca răspunsurile la acel chestionar, în momentul în care apăsați pe butonul trimite, să-ți declanșeze un URL, da? În care să-ți spună poate în URL-ul respectiv, poate fi codificat sau poate să nu fie neapărat codificat, în care în URL-ul respectiv să-i spună foarte multe informații pe care le-a completat în respectiv utilizator, astfel încât să puteți să-l încadrați în audiența potrivită în campaniile voastre viitoare de remarketing, da? Eventual poate veni, doar trebuie să luați poate sexul celui care a completat chestionarul, poate produsele pe care vrea să și le cumpere și produsele pe care știe că le primește de la nași, rude și cunoștințe. Cu cât faceți o da, te rog, ai o întrebare. Sau vârsta copilului sau sexul copilului. Bineînțeles, dar ăsta este primul chestionar în cazul în care vorbim despre Varvara care tocmai a rămas însărcinată. Nu va fi singurul chestionar, este bine să luăm cât mai multe chestionare, da, pe parcurs ca să tot filtrăm și să supra-verificăm audiența pe care ne-am creat-o. De asemenea și din wishlist putem face audiențe de remarketing. Așa cum spuneam, foarte important să segmentăm audiența și în funcție de etapa în care se află, da? Pentru că se poate ca cineva să caute informații despre copii, dar să fie la a doua sarcină, da? Lucru care ne mai spune ceva, că mai are un copil, poate nu de toate produsele are nevoie, că mai are anumite produse pe care le poate folosi de la primul copil. Este foarte important să aflăm și acest lucru. Ok, și când vorbim despre Facebook, aici pe Facebook ar trebui să promovăm chestionarul, în primul rând către comunitatea creată, da? Comunitatea care este logodită sau este căsătorită și încă nu are copil, da? E o audiență potrivită pe care o putem marketa pentru acest chestionar, pentru completarea acestui chestionar. Și aș face o campanie de sponsor pentru promovarea acelei campanii de adăugare în wishlist, dar nu este o campanie agresivă în care spui că îi vinzi un cărucior, îi vinzi un pătuț pentru copil, ci doar să adaugi în wishlist, să se joace un pic cu site-ul tău. Atâta tot. Mai ales că poate și câștiga la final. Ok. Etapa a doua, reloaded, da? Când mai este foarte puțin până când vine copilul, da? De ce avem nevoie în această etapă? Avem nevoie de pătuți, de accesorii și de hăinuțe. Deci din acest moment, practic, începem să vindem. Da? Avem ca obiectiv tranzacția. Nu mai avem ca obiectiv adăugare în wishlist sau abonare la newsletter, ci tranzacția. Ce canale de comunicare folosim? În primul rând, site-ul și, bineînțeles, și pagina de Facebook. Mai apoi, la nivel de canale de promovare, am folosit Google Search, Display, chiar din această etapă, campanie de remarketing, Facebook Ads și inclusiv din această etapă aș folosi AdRoll-ul pe Facebook pentru audiența care deja a intrat pe site. Haideți să vedem cum facem pentru campania de search. În primul rând pentru fiecare categorie de produse în parte, da? Vorbeam despre pătuți, accesorii pentru pătuți și hăinuțe. Pentru fiecare categorie în parte, campanie specifică. Nu intru în detalii la nivel de cum construiești lista de cuvinte cheie. În momentul în care spun specifică, se înțelege că nu punem cuvinte foarte generale unde concurența poate este foarte mare și costul pe conversie este destul de mare și nu este rentabil pentru noi. Mai degrabă să mergem pe specific, astfel și economisim o parte de buget. De asemenea,
aș pune în toate anunțurile să apară prețul și discountul, da? Pentru că avem ca obiectiv tranzacția. Este foarte important să filtrăm audiența din preț sau să le oferim incentivul de discount. Dacă este un bătut pentru copil la 1000 de lei, pentru unii părinți probabil 1000 de lei este o sumă prea mare pe care nu și-o pot permite și din acest motiv nu vor intra, nu vor da click pe linkul vostru și nu vor ajunge pe site, dar practic veți economisi pentru că el oricum nu cumpără acel pătuț de 1000 de lei. Ok, și când vorbim de campanii de display, pentru display va vorbi Anca mai multe, dar în strategia mea umilă, da, pentru acest magazin online, aș promova în campania de display ofertele speciale, doar ofertele speciale. Eu, unul, aș face baz, mai degrabă aș face baz pentru ofertele respective, decât să mă gândesc mai mult la conversii. Dar cu toate acestea, încerc prin campania de display să ajung la audiența potrivită. Și cum fac acest lucru? Folosind segmentarea încrucișată, da? Mai multe segmentări pe aceeași campanie de display, eventual mi-aleg placement-urile unde știu că găsesc mămicile, cuvinte cheie potrivite pentru produsul pe care eu vreau să-l vând și de asemenea există și mai nou și segmentarea în funcție de sex pe care o pot folosi, să exclud măcar bărbații, da? Să nu le afișez anunțul bărbaților pentru că nu bărbații cumpără pătuțul de copii. În general. Ok. Și acum vorbim despre campania de remarketing, da? În aceeași etapă. Așa cum vă spuneam, în funcție de răspunsurile pe care le-ați primit la chestionarul respectiv, puteți targeta audiența potrivită pentru pătuți, dacă știți că apare, știți că vine momentul în care utilizatorul vrea să trebuie să cumpere pătuțul acela, în momentul respectiv puteți porni campania de remarketing în care oferiți pătuțul respectiv. La fel ca și în campanie de search, ar trebui în bannerele de tip imagine să apară prețul, eventual și discountul, dar foarte important prețul. Când vine vorba despre Facebook Ads, aș face Facebook Ads sponsor, în primul rând, în care aș promova pentru comunitatea pe care deja am creat-o, aș promova oferta specială pe care o am la pătuțuri, să spunem. Și nu în ultimul rând, aici aș folosi și AdRoll-ul. Este un serviciu foarte util prin care poți retargeta utilizatorii care au ajuns la tine pe site, mai apoi în Facebook. Poți să faci o campanie tradițională pe Facebook în care să-ți alegi anumite interese și să spui că acea audiență ar fi interesată de mesajele tale și nu ai fi intruziv folosind campania ta de promovare pe Facebook. Dar nu toate persoanele își aleg foarte bine interesele respective și mai poți da anumite rateuri. În momentul în care folosești AdRoll pe Facebook, practic remarketezi toată audiența care a ajuns la tine pe site și știi că este potrivită, nu toată audiența, e doar un segment, segmentul care știi că te interesează pe tine și pe acela îl poți remarketa pe Facebook prin intermediul AdRoll. Este o soluție foarte bună pe care o recomandăm. Dar la fel ca și la remarketing, audiențele trebuie făcute din timp, dinainte, da? Cu câteva luni înainte, să adunăm toată acea audiență de care știm că avem nevoie. Pentru AdRoll există o limită de 1000 de utilizatori pentru a putea remarketa un produs mai apoi. Ok, și ajungem la etapa în care a apărut copilul și începem ușor să ne panicăm. Dar haideți să vedem ce canal de comunicare folosim. Folosim în continuare pagina de Facebook, folosim site-ul și reactivăm în această etapă blogul. La nivel de canale de promovare, aici cred că am pus cele mai multe canale de promovare. După cum vedeți, la punctul F am adăugat newsletter. L-am pus acum, însă el poate fi folosit practic în orice etapă și va fi folosit în orice etapă. Doar am vrut să vă reamintesc de newsletter. Și bineînțeles, obiectivul aici, la fel cum va fi în continuare, este cel legat de tranzacții efectuate. La nivel de strategie pentru search, tot la fel, nu se schimbă nimic specific pentru fiecare categorie în parte.
aici aș începe și o campanie de mobile, da? Poate nu mai au timp părinții să mai stea la laptop, ci mai degrabă stau și caută pe telefon, eventual mamica caută cu copilul în brațe, da? Când vede că a dormit atât 5 minute, mai caută ceva, o informație pe telefonul mobil și v-aș recomanda să folosiți o campanie de mobile acum. De asemenea, o campanie de video și aici aș face două segmentări diferite în funcție de produsele pe care vreau să le vând. De exemplu, dacă aș vrea să vând interfon, da, interfon pentru copii, pe muzică lentă, pe muzica pe care copilul vrea, pe care copilul trebuie să adoarmă, atunci m-aș promova fix pe acele videoclipuri, să-i amintesc că poate exista această soluție de interfon, să-și lase după aceea copilul să doarmă, să ducă în altă cameră, să stea liniștit, să se ocupe de alte treburi casnice sau mai puțin casnice, dar să știe că harpaletea lui este întotdeauna în siguranță. Iar pentru muzica veselă, că sunt foarte multe melodii pentru copii și așa mai departe, aici le-aș oferi jucării pentru copii, eventual jucării cu muzică, tocmai pentru a încerca să cu acele jucării să mai risipească din energia copilului, care știm că este foarte mare. Ok, folosim și aici Google Remarketing, la fel, standard, așa cum vorbisem, pe fiecare categorie în parte cu o audiență potrivită pentru respectivele produse pe care vrem să le promovăm. Și foarte important, ar trebui prin remarketing, având în vedere că știți un pic mai multe despre utilizatorul respectiv, să-i oferiți și soluții prin care să economisească timp, nu doar bani, da? Pentru părinți timpul este o resursă foarte, foarte importantă și destul de limitată. Tocmai de aceea ați putea să-i oferiți un pachet cu mai multe produse, să nu trebuiască să cumpere un produs de la voi, un produs din offline, un alt produs de pe un alt site concurent. Să-i oferiți toate în același pachet, mai ales că sunt anumite produse de valoare mică pe care le puteți adăuga în acel pachet promoțional și părintele vă va fi recunoscător pentru acest lucru. Ok, când vorbim de Facebook, aș promova statusurile de pe pagina respectivă, aș organiza concursuri, da, cu premii constând în vouchere, da, vouchere, trebuie să adaugi voucherul respectiv după aceea în site, nu un premiu instant, da, să nu poate câștiga un pătuț, o jucărie sau un cărucior, ci mai degrabă un voucher pentru a cumpăra mai apoi de pe site-ul vostru. Astfel veți reuși să evitați toți acei vânători de concursuri de pe Facebook, care chiar dacă au 16 ani și sunt la liceu, ei tot participă la un concurs unde poți să câștigi o suzetă pentru că e moca, în definitiv. Da? Și foarte important să nu organizezi concursurile acestea cu scopul de a aduna like-uri, da? Ci doar să fie să vinzi un produs, fie dacă nu să aduni mai multe informații despre oamenii din comunitatea ta, oamenii interesați de produsele respective. Da? Nu e o goană după like-uri, nu trebuie neapărat like-urile, cantitatea, ci mai degrabă calitatea. Ok, și în această etapă am vrut să vă reamintesc despre newsletter, da? Să nu uitați de el. La fiecare trimitere trebuie puse UTM-uri pe fiecare link în parte, inclusiv pe linkul de deschidere a newsletterului, pentru a retargeta mai apoi utilizatorii, să vedem la ce produse au fost atenți, ce produse le-au atras atenția și mai apoi să-i remarketăm pe aceștia. Ok, și acum brace yourselves because începe Helmul, ca să zic așa, da? Harpalete e aici. A venit acasă. Ce facem în această etapă? Folosim ca și canale de promovare remarketing, sponsor pe Facebook și newsletter. Și aici avem două obiective. Pe lângă obiectivul de tranzacții, mai este și obiectivul de fidelizare a clienților. Un obiectiv foarte important care îți poate reduce după aceea foarte mult costurile de marketing. După cum vedeți, în această etapă nu am mai adăugat search, nu mergem pe search, mergem pe remarketing, având în vedere că am făcut mai multe chestionare, știm destul de multe despre utilizatorii noștri, astfel încât poate nu mai avem nevoie de search, nu mai trebuie să intrăm în competiție cu alte 10 magazine online, ci ne folosim de audiența care deja a intrat în site, care deja a luat contact cu noi, care ne cunoaște, are poate încredere în noi, și este mult mai pasibilă de a cumpăra decât un client nou.
Ok, la remarketing, așa cum v-am spus și etapele anterioare, folosiți ofertele speciale, eventual de 3 plusuri gratuit sau pachete în cazul în care sunt mai multe produse din respectiva arie. Remarketează doar audiența care știi că are un copil, ar fi bine să nu ai foarte multe gafe, da? Având în vedere că ai acele răspunsuri la chestionare, ar trebui să știi cine are deja un copil, cine nu are un copil și cine se potrivește acestui timeline. Iar pentru sponsor, oferte speciale dedicate fanilor, da? Ca să poți să le oferi un plus valoare pentru că au ales să dea like paginii voastre și au ales să primească informații legate de magazinul vostru online. Și oferte punctuale pentru non-fan, da? Pentru cei care dintr-un motiv sau altul nu au dat like la pagina voastră, dar sunt în continuare în publicul vostru țintă. Iar pentru newsletter, le poți oferi un white paper, da? În care vorbești despre alimentația copilului. De asemenea, pentru white paper-ul trebuie să aboneze la newsletter, deci practic îi dai ceva, nu doar îi spui să se aboneze simplu la newsletter. Este foarte important, așa cum a spus și Liviu, să le oferim ceva utilizatorilor în momentul în care le cerem ceva, nu doar să le cerem și să nu le dăm nimic în schimb. Și vedeți mai acum remarketarea părinților cu hăinuțe și alte produse potrivite sexului copilului și potrivite vârstei copilului. Și ajungem la etapa 5, etapa 5 din 6, deci mai este doar o singură etapă. Etapa în care copilul începe să mănânce și iar mănânce. În această perioadă folosim ca și canal de comunicare pagina de Facebook și site-ul. Ne vom promova pe search, pe remarketing și pe Facebook Ads, deci și pe search acum și nu și în etapa trecută. În etapa aceasta poate vrem să mai aducem alți utilizatori noi pe site, să reîmprospătăm un pic audiența. Și bineînțeles ca obiectiv avem și aici obiectiv de tranzacții. La nivel de strategie, pe search, din nou pentru fiecare categorie de produse, nu se schimbă cu absolut nimic, este la toate produsele pe care vrem să le vindem, strategia este aceeași pentru search. La remarketing, să promovăm doar produsele care au un return of investment mare, dar un ROI mare. De exemplu, celelalte accesorii pentru mâncat, n-ar trebui să facem o campanie pentru ele, pentru că noi câștigăm destul de puțin bani din ele. Mai degrabă am face campanie de remarketing pentru scăunelul de bucătărie. Facebook Ads Sponsored, da? Din nou și aici, și în această etapă poți organiza concursuri, da? Cu reguli destul de stricte și destul de nu foarte primitoare pentru vânătorii de concursuri pe Facebook. Și oferte speciale și aici pentru audiența potrivită. Și ajungem la ultima etapă, etapa cea mai periculoasă și stresantă pentru părinți, perioada în care copilul începe să meargă și descoperă prizele, descoperă cablurile și trebuie să stai tot timpul 24/24 cu ochii pe el. În această etapă reactivăm blogul. Avem o campanie de search, o campanie de remarketing și o campanie de Facebook Ads Sponsored și ca obiectiv avem și aici obiectivul de tranzacție. La nivel de strategie pentru search rămâne la fel, da? Pentru produsele respective, premergător, țarc, bariere de securitate, în funcție de ce produse alegem să vindem, dar având în vedere că avem buget nelimitat, le putem promova pe toate. De asemenea, oferele produse cadou, da? Accesorii cadou, eventual pentru o barieră de securitate, ai putea să le oferi acele siguranțe pentru priză, da? Din nou, la campania de remarketing ar trebui promovate doar produsele care au un ROI mare și tot la fel, eventual, fie un pachet făcut pentru părinți, fie un cadou simbolic, dar un cadou care întotdeauna atrage. Iar pentru Facebook, la fel, păstrăm aceeași strategie, concurs și oferte punctuale. Și din concurs, întotdeauna, să aflăm informații noi despre utilizatorii care ajung la noi pe site. Ok, și acum, practic, ar trebui să reîncepem acest ciclu, da? Este perioada în care ei spun, familia Pătrună spun că mai vor un copil,
și începem strategia din nou de la prima etapă. Ok, vă mulțumesc, am fost Dragos meu. Sper că v-a plăcut prezentarea. Și aștept să vă întrebări dacă aveți. Aveți vreo întrebare? Nu? Nicio întrebare.